primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost ridicat de procurorii DNA și dus la audieri la parchet. Oamenii legii au descins în primărie și au intrat direct în biroul edilului, unde se aflau mai multe persoane. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre un flagrant legat de meciul dintre echipa locală de fotbal și Steaua București. De altfel, Cătălin Cherecheș este deja urmărit penal pentru abuz în serviciu, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în dosarul privind finanțarea echipei de fotbal. El mai este urmărit penal și pentru luare de mită și trafic de influență. Procurorii DNA susțin că edilul din Baia Mare ar fi cerut și ar fi primit bani de la 5 firme pentru a le favoriza în procedurile de achiziție publică organizate de Primăria Baia Mare. Din moment în moment, Cătălin Cherecheș va ajunge la DNA Cluj, unde vor continua audierile. Sunteți de la DNA?